Hello! Am venit în centru și fac un mini vlog și cred că o să uite toată lumea, uite-l pe Andrei. Așa. Am zis că intru acum să filmez pentru că mai departe este foarte mare gălăgia și da, am venit la târgul de Crăciun, exact cum ați văzut, din centru, m-am înfofolit bine, bine de tot, nu mi-am luat căciulă în schimb. Și momentan cântă Proconsul. Nici nu am știut că e astăzi. Ieri a fost Paula Selling și nu am știut, aș fi vrut să vin să o văd. Dar mă duc să văd ce este la târg. Mergem să vedem ce au de mâncare, ce este de cumpărat și hai să mergem. Acum, eu vă spun că aici s-a încheiat. Numărul s-a încheiat prima parte a tributului. Stați-vă, s-a încheiat prima parte a tributului, urmează partea a doua a tributului, parte cu confi. Ia uitați cine s-a pus pe zarzavaturile mele. Am acolo mere, morcov și pătrunjel. Hei, Coco! E bine acolo? Bună dimineața! Mi-am uns niște crochete din acestea cu pateu pentru că mi-a fost foarte poftă și mi-am pus peste ele acest mix pentru salate de la Solaris, iar pateul este acesta de la Kaufland, îl cumpăr eu. E foarte, foarte bun și nu are coloranți, conservanți, potențiatori de gust și așa mai departe. Vine așa la borcan, e foarte, foarte bun. Au proveniență de la mai multe animale, asta este de rață, dar și cel de curcan îmi place foarte mult. Bun, mă pregătesc să merg până în oraș să filmez un vlog. Vremea e foarte mohorâtă afară și asta se vede și pe mine că am un chef de nimic astăzi, deci chiar nu am chef de nimic. Și vă zic sincer, dar nu pot să rămân așa să nu fac absolut nimic, că nu-mi stă în fire, așa că mă machiez puțin, deci chiar o să mă machiez foarte light. Mi-am pus crema hidratantă și cu factor de protecție pe ten. Am descoperit una de la Kiehl's, am avut o mostră pe care am folosit-o cam o săptămână pentru că e o cremă foarte bogată și cred că e a doua cremă cu factor de protecție care nu îmi provoacă iritații. Deci e foarte bună, dar are un factor de protecție 30 și chiar miroase a cremă cu protecție solară, deci chiar se vede. Dar, în schimb, e foarte bună, foarte hidratantă, zice că e și anti-rid, așa că mi-a plăcut. Nu mai pun acum o altă bază de machiaj, am să-mi pun doar fond de ten și îmi pun unul foarte light. Ăsta e rupt. Așa. Și mi-am murdărit și pantalonii cu care trebuia să merg în oraș. Da, asta este pompița de la Giordani Gold.
ce asta, Long Wear Mineral Foundation, pentru că se termină. Așa că întind repede fondul ăsta de ten. Vă recomand să vă luați din el o nuanță mai deschisă, pentru că oxidează. De acum am să fac doar așa, pe cuvântul meu, cu toate fondurile astea care se termină. Și oricum eu de obicei mă îmbrac de mers undeva înainte să-mi fac machiajul, mai ales dacă am o bluză pe gât, pentru că altfel toată o murdăresc. Doar vara, când, bineînțeles, îmi iau o rochie pe jos și atunci totul e ok. Bun, atât, să fie ceva light. Acum îmi trebuie un corector. Ați văzut în clipuri că le amestec pe astea două de la Giordani, dar acum am chef de altceva. Și o să pun Everlasting Precision, ăsta cu aplicator. Nu pun mult, pentru că orice corector pun sub ochi mi se strânge și urăsc să-mi văd liniile fine. Am să fixez totul cu această pudră drăguță de la Pupa. Este Prime Me. Foarte fină pudra asta, superbă. Și voi merge până în Aushan și în Jumbo. Azi e luni, așa că cred că e o idee bună de mers la Jumbo. Am vrut în weekend, dar mi-am adus aminte de anul trecut, când am fost într-o sâmbătă la Jumbo și a fost teroare. Deci în astfel de magazine nu-i bine să mergi în preajma sărbătorilor în weekend, pentru că efectiv nu poți să te bucuri să te uiți, să-ți alegi ceva, nu ai cum să vezi. E învălmășală, e o agitație de nedescris acolo și n-ai cum să te concentrezi, să-ți iei ceva ce-ți place, să te uiți la absolut tot, n-ai cum, efectiv. Și atunci m-am gândit să merg astăzi, pentru că sigur nu vor fi chiar atât de mulți, adică, pe bune, majoritatea lumii e la servici. N-am reușit să filmez foarte mult la târgul de Crăciun, deși mi-aș fi dorit, dar nu am putut, la fel, a fost o nebunie și așa că am să mai merg până la Crăciun, am să mai merg o dată, dar așa, în jur de ora 5-6 și în niciun caz cu mașina, pentru că nu ai loc de parcare. Vă recomand să mergeți, dacă stați în Oradea, desigur, să mergeți cu taxiul, pentru că e mult mai puțin stresant. Așa, și am să filmez atunci căsuțele, pentru că sunt foarte multe chestii drăguțe care sunt la vânzare. Este și mâncare o grămadă pentru cine dorește. Dar eu mai vreau să mai încerc niște clătite, pentru că am văzut că sunt vreo 3 gherete din alea și alea mea au atras atenția. Am încercat ceva strudel, sau nu știu ce a fost ăla, dar strudel cu vișine și cu mac. Am încercat așa și pe lângă că doamna se înstrâmba și eu urăsc oamenii care vând și se înstrâmbă, nici n-a fost extraordinar de bun. Acum îmi fac sprâncenele. Aici văd că mi se regenerează sprânceana, că de-abia mai am câteva fire. Deci pudra asta arată super pe piele, arată foarte natural, îmi place că nu încarcă pielea și chiar fixează, dar nu într-un mod în care să fie mat și tern tenul. E super. Acum să vedem ce rimel îmi pun. În fiecare zi veșnica problemă, ce rimel îmi pun. Eu le schimb mereu, pentru că altfel mă plictisesc. Hai să punem asta de la Maybelline. Lash Sensational. Îmi place periuța asta, e foarte faină. Îmi plac maxim rimelurile astea care îmi fac genele foarte, foarte lungi și, desigur, fără să le încarce. Acum, ca și rug,
Sincer, nu o să mă dau cu un umat. Am să-mi iau un ruj baton. Exact ăsta o căutam. Un ruj de la Giordani. Mai am foarte puțin din el. Este cam închis. Mai bine zis, este cam rece la nuanță. Dar superb feeling-ul pe buze. Superb. Oricât de rezistente ar fi rujurile alea amate, pe timpul iernii prefer astea pentru că sunt mult, mult mai comode pe buze. Bun, și acum hai să mergem. Am venit puțin și la ușan să văd ce găsesc și aici. Hai să vedem. Ce faine sunt astea. Memo pads. Seturi de la Dove. Aici, parfumate. O să vedem și încoace. Dulciuri. Superb. Thank you.
Bun, sunt un pic în mașină, aștept să vină Andrei. Și până una alta vreau să vă zic că la Auchan am găsit cele mai frumoase decorațiuni de sticlă. Și cam singurul loc unde am găsit decorațiuni de sticlă, la decorațiuni mă refer la globuri de sticlă pentru brăduț. La Pepco nu am văzut foarte multe globuri frumoase. La Jumbo a fost horror. Deci chiar foarte horror. Îmi pare rău că am luat un coș mare și nu mi-am luat un coș mic de mână. A fost foarte cald, a fost foarte înghesuit, inclusiv acum la ora 2. Cred că data viitoare o să mai merg o dată, dar voi merge la 10 dimineața când se deschide sau la 9, nici nu știu când se deschide. Dar o înghesuială, a trebuit să mă grăbesc pentru că nu aveam loc, efectiv nu aveam loc să mă uit nicăieri. Când am ajuns pe la 1, la Auchan, a fost, să zicem că mai aerisit, dar tot așa am să merg mai dimineață, pentru că acum mi-am luat doar așa o parte din mare, ce am vrut, și vreau să văd peste vreo 2 zile dacă mă mai gândesc la chestii de pe care le-am văzut și atunci sigur merg să le iau. Deci oricum la Auchan am fost chiar impresionată de globulețele de sticlă și cu pene și foarte chic. Deci ca din reviste erau globurile alea și erau cam 5 lei. Deci foarte accesibile. La Pepco iarăși am găsit chestii mici. Cele mai frumoase chestii la Pepco au fost cănile de Crăciun. Alea mi s-au părut la 10 lei superbe. Deci minunate. Și mai erau încă ceva borcănași, am văzut drăguțe. Iar la Jumbo n-am văzut chestii noi. Am fost dezamăgită de globurile pe care le-am găsit. Chiar dezamăgită. Erau același de anul trecut, chiar le țin minte pentru că mi-am cumpărat albe și țin minte că erau fix aceleași și acum mi-am luat ce nu mi-am luat anul trecut, adică sper că nu mi-am luat și anul trecut, nu știu exact, și am vrut să mai iau ceva flori din alea de Crăciun, mă rog, ce se pun în pom. Acolo, într-adevăr, am găsit câteva modele noi, dar erau cam 10 lei și erau mai frumoase la Auchan. Tocmai de aia nu am cumpărat flori, dar mă mai gândesc. Și mai vreau să ajung, mai trebuie să ajung la Kik și la Stockhaus. Și la Carrefour în Era, pentru că este mai mare decât cel din Lotus. La Kaufland am fost, dar nu am filmat pentru că nu erau așa multe chestii, dar oricum erau mult mai frumoase decât la Jumbo. Deci dacă aveți impresia că la Jumbo sunt cele mai faine, cele mai... Nu, nu e așa. Deci chiar nu e așa. Da, într-adevăr sunt foarte multe, ai de unde alege. Eu din păcate n-am găsit căni la Jumbo. Sau nu am fost eu pe fază, sau n-am avut loc să mă uit la toate rafturile, dar nu am găsit căni. Și am să mă întorc la Pepco să-mi cumpăr niște căni de cafea din astea de Crăciun, pentru că erau superbe. Deci chiar exact cum vezi la fetele de pe YouTube în America, exact așa erau și aici la Pepco. Și o să ajung acasă și vă arăt ce mi-am cumpărat astăzi. Bun, hai să vă mai arăt ce am mai primit zilele astea și ce mi-am cumpărat din magazine. Deci am primit de la Jonzac 2 produse. Asta este, hai să vă arăt prima, o cremă de mâini pentru perioada asta rece. Dacă s-ar și focaliza, asta este crema de mâini. Și celălalt este un gel pentru spălat. Asta este gel dermodemachiant. Așa arată. Și am mai primit și o felicitare pe care scrie sărbători fericite de la Jonzac. Jonzac este un brand franțuzesc de produse cu ingrediente naturale și cu apă termală. Îmi place foarte mult apa lor termală. Hai să vedem ce este în cutia asta mare de la Nivea. Am primit-o pe asta. O pungă uriașă. Ia să vedem. Oh, cât de drăguț! Niște șosetuțe Nivea. Unele sunt pentru femei și celelalte sunt pentru bărbați, deci după dimensiune. Și vine și cu un bilețel din ăsta drăguț, răsfăț de Crăciun.
cu drag pentru cineva și de la și pentru foarte fain. Ideea asta. Familia care se asortează petrece mai bine de Crăciun. Corect. Corect, super, Livea. Și aici mai am niște hârtie de împachetat pe care scrie Nivea, foarte faină. De fapt, văd că sunt două modele, da, sunt două modele de împachetat. Un produs, un set pentru bărbați pe care îl găsiți în magazine. Espresso Effect, este un gel de duș și un deodorant spray. Deci pe ăsta îl găsiți deja în magazine, exact așa, în cutie. Și celălalt set este pentru femei, cu un bilețel pe care scrie dragă Lorena. Mulțumesc, Nivea! E chiar personalizat, vai, cât de drăguț! Am primit și o bandă de saten ca să împachetez cadourile. Și setul acesta care vine și cu un neseser, cu o gentuță gri cu roz. Este cu trei produse, un deorol, un gel pentru duș și un, am vrut să zic șampon, dar este o loțiune de corp. Ia uitați, așa arată. Mulțumesc tare mult, Nivea, pentru surpriză, e chiar foarte, foarte frumoasă. De la Jumbo mi-am cumpărat acest pachet de clopoței. Sunt cu sclipici, au sclipici alb, dar mai au și erori cu sclipici roșu pe aici. N-au fost foarte scump, parcă 8 lei, dar nu sunt chiar cei mai de calitate. Apoi, știți că îmi plac foarte mult îngerașii, tot ce cu îngerași îmi place foarte mult, așa că mi-am luat 2 îngerași. Sunt, habar n-am, ceramică cred că sau lut. Ia uitați, ăștia sunt. Unul mai mic și unul mai mare, unul a fost 6 lei și ăsta a fost 5 lei. Așa arată, sunt foarte, foarte drăguți. Din Auchan mi-am cumpărat aceste agrafe care au fost doar 3 lei. Doar 3 lei au costat și au forma asta superbă. Agrafe de hârtie și... Am să mai duc o dată în Auchan pentru că am mai văzut și alte chestii care îmi plac, dar mi-am mai luat așa de început 2 globuri cu pene. E plin de pene acolo și e foarte, foarte fain aranjat, dar am vrut ceva mai neutru, așa că mi-am luat globurile astea. Sunt de plastic, data viitoare mi-au de sticlă. Astăzi nu mi-am luat de sticlă pentru că știam că o să mă plimb mult și n-am vrut să le sparg. Dar oricum au fost doar 4 lei bucata. 7,8 cm și îmi place foarte tare modelul ăsta. Chiar superb. Și de la Pepco, am să mai merg și în Pepco să-mi iau niște căni, cum v-am zis, dar mi-am cumpărat pentru început tot niște decorațiuni albe și astea sunt niște păsărele. 3 bucăți, așa vine la set. Stați că vă și scot una. Și am stricat punga. Setul a costat doar 4 lei, dacă vă vine să credeți. Deci au fost foarte ieftine și sunt mult mai de calitate decât cele de la Jumbo. Mă rog, tot plastic este, dar e superb. Ia uite. Superb. Îmi place maxim. Astea. Și mi-am mai luat încă o bombonieră. Asta a fost la reducere doar 5 lei. Am luat-o de la secțiunea de baie. De acolo am luat-o și mi-a plăcut foarte mult. Este albastră, dar puteți să folosiți, nu știu, vă puneți sau bijuterii sau puteți să folosiți chiar în bucătărie, bomboane, zahăr, chestii de genul ăsta să puneți în ea. Nu știu dacă știți, dar o altă slăbiciune a mea sunt bombonierele și îmi cumpăr când găsesc o mulțime de idei, chiar și aici la parfumuri am 2 în care am pus mostre și alte chestii și la 5 lei, sincer, nu am putut să o las acolo. Și este mai albastră, ea. Mai albastră, foarte faină. Deci, cam atât mi-am cumpărat. Știu că nu-i mult. Nici n-am plătit mult, sincer, pentru ele, chiar au fost ieftine, dar am să mai merg. Am să mai merg, dar mai devreme. Deci,
O să merg chiar dimineața și sper să nu fie multă lume. Așa că ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Vă salută și Lili și ne vedem mâine. Pa, pa!